ziua! Vreau să-l felicit pe Alexandru pentru decizia de a candida pentru primăria Braniște. Cred că este soluția cea mai bună pe care în acest moment comuna o are la dispoziție. Am trecut în drum spre această conferință de presă, pe lângă o școală foarte frumoasă, pe lângă o grădiniță foarte frumoasă, însă vreau să spun că oricât de multe lucruri s-au realizat, eu am încredere că, sunt convins de fapt, că Alexandru va dezvolta și mai mult această comună. Înțeleg că mâine vine domnul Orba aici. Cred că cetățenii din comuna Braniște ar trebui să-l întrebe de ce parlamentarii Partidul Național Liberal nu au votat pentru proiectele județului Dâmbovița. De ce a lăsat fără sprijin județul Dâmbovița. Mai departe, repet, am convingerea că Alexandru va câștiga alegerile, cu siguranță va câștiga alegerile și că cetățenii au încredere în Alexandru. Mai mult decât atât, și este un mesaj pentru locuitorii comunei Braniște, nu trebuie să uităm faptul că avem un consiliu local care este majoritar al Partidului Social Democrat și pentru ca proiectele să meargă înainte pentru dezvoltarea în continuare acestei comune, bineînțeles că este nevoie și de un executiv de aceeași culoare politică, asta pentru a fi foarte, foarte pragmatic, dincolo de competențele efective pe care Alexandru le are. Încă o dată, succes Alexandru și ne vedem pe 27 seara, sărbătorim victoria.